Ioan mă cheamă. Cel mai mare grup pe care îl vedeți aici e Protopopiatul Botoșani. Peste 170 de suflete. Sunt însoțitor de grup, sunt însoțitorul grupului Dorohoi, sunt 75 de persoane, plus părintele Ioan Preoteasă, care au grijă împreună cu prietena mea și colega mea, Lavinia. Bună! Am mai fost voluntar, cu mare drag, și data aceasta, chiar dacă este cald, lucrăm împreună pentru a ne crea amintiri frumoase. Sunt foarte bucuros că fac parte din această paradă. 20. Din Chișinău? 20. Să fac mai prietenii și noi experiență. Este prima dată când am venit aici pe care. Grupul de la Chișinău, un grup de 20 de tineri veniți de departe pentru evenimentul nostru. Noi Tito, tinerea tinerilor ortodoxi din Moldova. A făcut o investiție și mi-a cumpărat o ie care este cu sută manual și pe care o port cu mândrie. Păi mă revăd cu oamenii pe care i-am văzut și data trecută și suleg mai multe prieteni. Și, nu știu, toată atmosfera asta e foarte frumoasă. Foarte frumos. Venim și la anul dacă se mai ține. Ne primim cu aplauze și pentru și... Mă numesc Eugen și vin din Chișinău. Am foarte mari emoții pozitive pentru că revin cu drag din nou în România, în patria mamă, și am emoții pozitive. Mă bucur să văd atâția tineri cu dispoziție și sper că aceste 3 zile care le voi petrece aici să fie după așteptările mele. Astăzi aici să vă spun că nu sunteți doar generația viitorului, ci în primul rând sunteți generația prezentului. Și lucrul acesta ar trebui să-l știm pentru că ne aflăm sub cupola unei credințe, credința creștină, care pe tot parcursul Noului Testament celebrează tinerețea. Sper și îmi doresc și sunt convins că veți petrece 3 zile absolut senzaționale, frumoase, aici, la Iași. Și vă felicit pentru că v-ați adunat unul în jurul altuia pentru a da curs chemării dumneavoastră, 1500, un număr impresionant, și sper ca împreună să explorați și să învățați aici valorile ortodoxiei noastre într-un context modern. Dați-ne o lecție nouă celor care astăzi suntem adulți, și arătați-ne că voi sunteți mai buni decât noi. Faceți țara asta să fie mai mare, mai bogată și mai mândră în Europa și în întreaga lume. Și asta depinde de voi. Dați-ne această lecție și eu vă voi mulțumi. Să aveți o ședere plăcută și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă doresc așadar să aveți zile frumoase la Iași, să aveți bucurie multă, veselie sfântă, și convingerea că legătura cu biserica oferă sens, direcție și lumină.